Deși în ultimele 10 zile se atestă o diminuare a cazurilor de COVID-19 depistate în capitală, totuși situația epidemiologică rămâne a fi în continuare foarte gravă, iar paturi libere în secțiile de terapie intensivă nu mai sunt disponibile. Despre asta a anunțat șeful adjunct interimar al Direcției Asistență Socială și Sănătate Boris Gălca. Declarația a fost făcută marți la ședința Consiliului Municipal Chișinău. Potrivit lui Boris Gâlcă, medicii din capitală se confruntă cu provocări reale, întrucât în continuare în secțiile de terapie intensivă nu mai sunt paturi libere, cu toate că a fost sporit de două ori capacitatea secțiilor de reanimare, au fost procurate, dar și oferite donații de echipamente, totuși micșorarea numărului de cazuri noi de îmbolnăviri se explică prin descreșterea cererilor pentru testarea la COVID-19, susține și. Adjunct interimar al Direcției Generale Asistență Socială și Sănătate. De asemenea, funcționarul a mai declarat că în curând procesul de vaccinare anticovid va începe și în țara noastră, fără a preciza data exactă. În prezent, în spitalele din municipiul Chișinău sunt internați peste 900 de pacienți, dintre care peste 300 sunt în stare gravă. Amintim că în capitală se menține starea de urgență în sănătate publică cu stabilirea gradului de alertă cod roșu, ceea ce înseamnă că locuitorii trebuie să respecte cu strictețe măsurile impuse de specialiști, să poarte mască de protecție și să mențină distanțarea socială.